Schimbare din temelia sistemului de învățământ din România. Semestrele au fost înlocuite cu 5 module de învățare despărțite de 4 vacanțe scurte, plus cea de vară, bineînțeles. Tezele dispar și ele din peisaj. Cei mai mulți elevi spun că reforma este binevenită. Modelul este unul apropiat de cel european. Punerea în practică a valului de modificări strânește însă îngrijorare în mediul academic. Anul școlar 2022-2023 va începe mai devreme și se va încheia mai târziu. Astfel, prima zi de școală o să fie 5 septembrie, iar ultima 16 iunie. Cele două semestre vor fi înlocuite cu 5 module de 6-8 săptămâni alternate cu 5 vacanțe. Este pentru prima dată când se pune accent pe curba de efort pe care copiii noștri îl depun pe parcursul unui an școlar. În total sunt 36 de săptămâni pe care elevii le vor petrece în bănci, iar în viitor Ministerul Educației vrea să ne apropiem de media europeană de 180 de zile de școlarizare. O noutate absolută și sperăm să ducă într-o direcție bună este această medie anuală, care, în mod paradoxal, dă mai multe zile de școală. Nu să mai fie acele ultime săptămâni în care nu se face mai nimic, că sunt săptămânile de închidere de medii, nu să mai fie acele prime săptămâni în care până ne acomodăm, până ne intrăm în ritm. Schimbări sunt și în programă. O decizie intens comentată este și renunțarea la tezele semestriale. Acestea au fost înlocuite cu alte testări periodice. Am luat act și de solicitarea elevilor pe care o susțin, aceea a unei evaluări standardizate, sumative, la final de an școlar și solicită elevii și o evaluare standardizată, predictivă, la început de an școlar. Scoaterea tezelor în măsura în care este compensată de aceste evaluări standardizate nu cred că este un lucru rău. Adică elevii trebuie să se responsabilizeze în privința învățării, adică să știe că învață pentru că la sfârșitul anului vor avea o evaluare standardizată. Rămân însă și câteva nelămuriri. Nu știu în ce măsură, până unde se ajunge cu centrarea asta pe elevi. Adică să nu rămână simple lozinci. Demersul didactic chiar să fie centrat pe elev și pe competențe. Dar ce ne facem când la examene totuși li se cer cunoștințe? Conținuturile care sunt livrate în școlile din România nu mai sunt adaptate nevoilor reale ale elevilor în contextul societății în care trăim. Avem nevoie de o reformă curriculară adevărată, în așa fel încât să transformăm conținuturile pe care elevii le primesc în școală în conținuturi care se axeze pe dobândirea de competențe și nu de cunoștințe. Ministerul Educației a anunțat că noile planuri cadru care prevăd programa școlară viitoare vor fi gata în luna aprilie.